Bună ziua, copii, și bine ați venit la 5 minute de matematică. Continuăm și astăzi să descoperim frumoasele taine ale acestei discipline. De asemenea, ne jucăm și astăzi cu ordinea efectuării operațiilor. Haideți să analizăm cu atenție exercițiul și să efectuăm exercițiul respectând ordinea efectuării operațiilor. Ne aducem aminte că atunci când avem într-un exercițiu înmulțiri, împărțiri, adunări și scăderi, vom rezolva mai întâi înmulțirile și împărțirile în ordinea în care sunt scrise și apoi vom rezolva adunările și scăderile în ordinea scrierii lor. Dar dacă într-un exercițiu apar și paranteze rotunde, pătrate sau acolade, vom rezolva întâi operațiile din paranteza rotundă sau din parantezele rotunde în cazul în care acestea sunt mai multe în exercițiu. Haideți să analizăm exercițiul nostru, ne uităm în paranteza rotundă și observăm că avem o operație de înmulțire, o scădere și o înmulțire. Deci putem cu siguranță să rezolvăm cele două operații de înmulțire. 7 ori 2 și 4 ori 3. Rescriem exercițiul rezolvând cele două înmulțiri din paranteza rotundă. Deci 7 plus 6 ori paranteză pătrată, 2 plus 2 ori, deschid paranteza rotundă, 14 minus 12, închid paranteza rotundă, plus 4, închid paranteza pătrată, este egal cu. Paranteza rotundă nu s-a eliminat, nu am terminat de rezolvat operațiile din această paranteză, ne-a rămas deci 14 minus 12, vom rezolva această operație. Rezolvând această operație, observăm că paranteza rotundă se va elimina. Să rescriem exercițiul. 7 plus 6 ori, deschid paranteza pătrată, 2 plus 2 ori 2 plus 4, închid paranteza pătrată, este egal cu. Atenția mea se concentrează pe paranteza pătrată acum. Așa că observ că am o adunare, o înmulțire și iar o adunare. După cum bine știm, vom rezolva întâi înmulțirea. Rescriem exercițiul rezolvând această înmulțire. 7 plus 6 ori, paranteză pătrată, 2 plus 4 plus 4, închid paranteza pătrată, este egal cu. Analizez paranteza pătrată pentru că nu am rezolvat toate operațiile din această paranteză, observ că am două adunări. Deci, eu pot rezolva toată paranteza pătrată. Exercițiul meu va fi 7 plus 6 ori, 10, pentru că operațiile din paranteza pătrată 2 plus 4 plus 4, rezultatul obținut este egal cu 10. Deci 7 plus 6 ori 10 este egal cu, voi rezolva acum înmulțirea, deoarece exercițiul meu a căpătat o formă foarte simplă. Deci 7 plus 6 ori 10 este egal cu 60, 7 plus 60 este egal cu 67. Analizez încă un exercițiu. De data aceasta am inclus în acest exercițiu și acolada, regina parantezelor. Bineînțeles, pornesc a rezolva exercițiul de la paranteza rotundă. Observ că în această paranteză am o scădere și o împărțire. Voi rezolva mai întâi împărțirea. Până la paranteza rotundă iau și rescriu exercițiul. 2 plus 2 ori, deschid acoladă, 2 plus 2 ori, deschid pătrata, 2 plus 2 ori, deschid paranteza rotundă, 2 minus 1, închid rotunda, pătrata și acolada, este egal cu. Nu am terminat de rezolvat toate operațiile din paranteza rotundă, așa că voi rezolva operația rămasă. Dacă voi rezolva această scădere, 2 minus 1, observ că paranteza rotundă se va elimina. Exercițiul meu va fi 2 plus 2 ori, deschid acolada, 2 plus 2 ori, deschid pătrata, 2 plus 2 ori 1, închid pătrata, închid acolada, este egal cu. Atenția mea se concentrează acum spre paranteza pătrată. Observ că avem o adunare și o înmulțire. Voi rezolva, bineînțeles, mai întâi ce? Înmulțirea, desigur. Rescriu exercițiul rezolvând operația de înmulțire din paranteza pătrată. Exercițiul meu va fi
2 plus 2 ori acoladă, 2 plus 2 ori pătrată, 2 plus 2, închid pătrata, închid acolada, este egal cu. Nu am terminat de rezolvat exercițiile din paranteza pătrată, așa că rămân la această paranteză și voi rezolva operația din paranteza pătrată. Adunarea. 2 plus 2. Rescriu exercițiul. 2 plus 2 ori acoladă. 2 plus 2 ori 4. Închid acolada este egal cu. Am observat că rezolvând exercițiul din paranteza pătrată 2 plus 2 egal cu 4, paranteza pătrată s-a eliminat. Mi-a rămas acolada. În acoladă eu observ că am o adunare și o înmulțire. Desigur, voi rezolva întâi înmulțirea. Rescriu exercițiul rezolvând operația de înmulțire din paranteza acoladă. Deci 2 plus 2 ori paranteză acoladă, 2 plus 8, închid acolada, este egal cu. Nu am eliminat nici de data aceasta acolada, așa că voi lua și voi rezolva exercițiul din această paranteză, din acoladă. 2 plus 8. Rescriu exercițiul rezolvând operația din paranteza acoladă. 2 plus 2 ori 10 este egal cu. Desigur că am adus exercițiul la o formă foarte simplă, voi rezolva mai întâi înmulțirea. Iar exercițiul meu capătă următoarea formă. 2 ori 10 este egal cu 20, 20 plus 2 este egal cu 22. Acum, copii, mie nu-mi rămâne să vă felicit dacă ați rezolvat acest exercițiu corect și la final de lecție vreau să vă spun că să înveți pentru tine, dar să știi pentru toți. Pe curând!